Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce mai faci? Judiam! Bine, da? Asta e. Da, bravo! Da, cu mașină. Cum te cheamă pe tine? Pămasă, da? Vă arată că are poftiți frumoase și toate hăinuțele sunt noi procurate acum și el e foarte bucuros. Da. Vă iubim foarte mult, e foarte pentru noi. Suntem foarte mândri. Noi de mâncat amia ne-am făcut balata. Ne bucurăm foarte mult de spus și facem pentru noi. Faptul că ieșiți din vârsta copilării, sunteți adolescenți, dar noi toți păstream un copil în sufletele noastre și amintirile copilării sunt cele mai frumoase. De aceea, în această zi, suntem împreună. Thank you.
cuvinte puse din suflet, pe care doamna Timofte, doamna Margareta Timofte, soția domnului președinte Nicolae Timofte, spuse din contrastul din mamă, numai mamă poate să vă adreseze asemenea cuvinte. Eu vă doresc de suflet să fiți sănătoși, să aveți mai mult noroc în viață, să lumineze soarele și pe strada voastră aveți atât de mult nevoie de acest lucru. Eu vă doresc să fiți înconjurați de oameni cu suflet, de oameni cu suflet mare, așa cum sunt educatorii voștri, medicii, îngrijitorii care au atâta grijă față de voi și pun atâtea speranțe în voi. Mă bucur foarte mult că v-am revăzut, că vă repet, mă bucur că ne mai țineți minte și îi salut pe prietenii mei din grupa numărul 1, care sunt foarte talentați și voi toți sunteți talentați. Dar aici probabil că este o concentrație așa mai mare, știu despre planurile lor și mă bucur și le doresc în suflet ca aceste planuri să se realizeze. Noi am venit astăzi tot cu niște mici cadouri. Sunteți copii până la urmă și ce fel de copilărie până la jucării. Am adus câteva jucării ca să completeze setul de jucării pe care le aveți aici, știm prea bine. E timpul cireșilor, e timpul căpșunilor și noi am rugat niște adolescenți ca voi ca des de dimineață să culeagă niște căpșuni proaspete și veți servi, sper, cu plăcere, roadele muncii lor și roadele acestui frumos pământ. Ne-am gândit că pe lângă joacă, pe lângă jucării, ar fi bine să aveți și niște rechizite, să mai desenați, să mai deprindeți și alte lucruri, să scrieți, să citiți și v-am adus niște rechizite școlare. De asemenea, completăm setul de tehnică care este aici la noastră, pe lângă cele două computere care știu că au făcut mare vogă aici în instituție, v-am adus și un magnetofon și dacă așa cum utilizați computerele, atunci noi vom suplini numărul magnetofonului și poate ne vom mai gândi de unde să facem rost și de un computer. E bine așa? Dacă așa e bine, atunci vă oferim cu drag aceste cadouri să vă fie de folos, multă sănătate și încă o dată plecăciuni angajaților acestei instituții pentru grijă pe care o aveți față de acești copii. Să trăiți! Dragii mei copii, haideți prin aplauze de bani să spun mulțumesc mult pentru care vă mulțumesc mult și vouă. Broderia ta pe canva. Da? Bine, vă mulțumesc!
Transmite domnul Pământ Nicolae salutări. Neapărat. Și cândva o să am... Când o să se acumulez mai multe. Am și papucei de la voi. Deci nu știu care să o aleg. Eu am toate. De fapt, cu gânduri optimiste, frumoase. I-ați văzut pe copii cât de mult ne-au așteptat, cât de mult se bucură că venim, că ne pregătesc anumite surprize și ei tot așa cum venim și noi cu surprize la ei. Important este această lecție de viață pe care ne-o dau, că sunt optimiști, că sunt pozitivi, că vreau să înveți anumite lucruri în afară de faptul că știu să confecționeze, să brodeze, să croșeteze, să fac anumite lucrări aici în curte, în livadă și cu animalele de aici, din preajma școlii internat. Ei învață, încearcă să învețe și matematică și să scrie. Sunt copii talentați care interpretează, care compun versuri, care știu să-și exprime emoțiile. Îl avem pe Marcel, care vrea să devină jurnalist și cunoaște mulți jurnaliști, îi admiră, preia din experiența lor, știe să-și exprime foarte bine gândurile. Ne bucurăm și felicităm personalul de aici, doamna directoare Lidia Popa, doamna Raisa, educătoarea băieților din grupa 1 și toți angajații de aici care își aduc aportul ca să îi încurajeze, să îi susțină, să îi îngrijească pe acești copii. Ce să faceți cu darurile primite? Darurile deocamdată le colectez într-o colecție specială și cu anumite ocazii, probabil că va fi o expoziție cândva, pe care o să o admire și alți copii și mai ales vorbindu-le despre cine a confecționat aceste lucrări, că ei depun un efort mult mai mare decât copiii perfect sănătoși, cred că la fel va fi o lecție bună de viață pentru și pentru alți copii, pentru tineri.